Salutare fraților, eu sunt Nemo și bine v-am regăsit la încă un episod de Clash Royale. Mă scuzați că n-am postat în ultimele 2 zile, dar am fost destul de ocupat și da, chiar n-am avut timp să filmez ceva și să postez. Deci, da, am revenit acum cu un challenge mai special. Adică un challenge fete contra băi. O să joc un deck doar cu fete și un deck doar cu băieți. Uitați, de exemplu, o să joc primul deck doar cu fete, muschetierul sau muschetara, că e fată. Ok, ce mai e fată din acest joc? Ok, witch-ul e fată. Am arcașele aici puse deja. Bandita cred că e fată. Da, e fată, sigur. Am Nightwitch-ul, care și ea e fată. Am și prințesa, care este fată. Și am nevoie de o carte care este fată. Trei muschetare, dar am deja muschetara. Și da, este Pekka, cred că este fată. Da, Pekka chiar este fată, dacă nu știați. Ok, este un deck de de ciudat. Ok, am și aici 2 fricesturi. Sigur îmi dă legendară. Ok, haideți să dau primul match. Să sperăm că o să câștigăm, mai că nu e un deck chiar atât de rău. Am Pekka, Nightwitch, Valkyrie și chiar pot să încerc un push destul de mare cu aceste cărți. Deci nu e chiar rău deckul, deci chiar avem câteva șanse să câștigăm doar cu fete. Ok, pune el Baby Dragon-ul. Pune eu aici Witch-ul. Așa. Este chiar destul de OP Witch-ul, după cum văd eu. Îi punem Bandita. Te rog să ai loc pentru cel Dark Goblin, pentru că este foarte nervant. Sau execuționere, bine și așa. Cât damage am dat! I-am dat foarte mult damage. Chiar nu mă așteptam să-i dau atât damage. Ok, aici, dacă ar da un fireball, ar face totul. Și uitați cât damage o să-i dăm în continuare. Ok, i-am dat foarte mult damage. Punem aici Valkyria. S-a dat charge-ul perfect. Te rog să pune... Nu, de ce n-ai pus? Mult mai bine era dacă punea Electro Wizard-ul, dar este ok și așa. A, am acceptat 2 hituri de Wizard. Este ok. El pune Executioner-ul și eu am pus arcașele să tancheze. Deci da, chiar nu este, după cum vă spun, este un deck deloc rău. Un deck chiar foarte bun. Pun Witch-ul. Pune, te rog, și tu ceva. A, perfect, Electro. Este perfect. Mă duc cu Bandit ca să iau turnul, pentru că cel puțin eu nu am, n-am spell și este o problemă pentru că n-am spell. În orice deck cred că trebuie să ai măcar un spell și da, eu nu am spell. Pentru că nu am, spellurile nu sunt fete, mai pe scurt. Punem Nightwitch-ul. Ok, pun Electro, pentru ca Electro. A, dar nu avem, chiar nu avem nevoie de Electro. Ok, și da, pregătesc un chest opening. Vrea un abonat, mi-a spus că strâng chesturile ca să fac un chest opening destul de mare. Păi tornado-ul mai rapid, te rog. A, nu, mă scuzați, ok. Spune-mi, te rog, că ai tu spell. Da, n-are spell. Oh, nu cred. I-am luat turnul. Perfect. Well played. Pun aici o Valkyrie să tancheze. Și pun și Pekka-ul. Ah, am câștigat. Primul meci l-am câștigat, serios. Nu cred că l-am câștigat primul meci. Este foarte ok, frate. Chiar nu mă așteptam să câștigam. Este un deck troll. Efectiv, joc doar cu fete. Ok, și acum decol doar cu băie. Serios, adoră.
stați puțin că mut chestia asta în colț. Aici. Ah, dați-i pace. Ok, pun Knight-ul. Băieți, ok, Elite Barbarii, Royal Giant-ul. Hogul e fatle, e băiatoare. Nu știu, dar ok, Giant, nu joc și cu Giant. E prea ciudat decât dacă joc și cu Royal Giant și cu Giant. Wizard, chiar dacă l-am de level 4. Nu mai am chestii. Electro Wizard-ul, Lumberjack-ul. Nu, frate, mă enervează că tot a fost așa. Lumberjack-ul și să mai prințul este băiat. Și acesta este deck-ul. Deck extrem de scump. Deci este un deck extrem de scump, dar încercăm să câștigăm. Să vedem cine sunt mai bun, fetele sau băieții. Până acum fetele au câștigat, să vedem ce fac și băieții. Da, este un episod destul de ciudat. Da, și vreau să-mi lăsați în secțiunea de comentarii ce challenge-uri mai vreți să mai fac. Vreau să fac o nouă serie cu challenge-uri date de voi. Ok, da, după cum v-am spus, vreau să fac o serie cu challenge-uri date de voi, adică, da, challenge-uri cât de cât normale, dacă pot să spun. Ok, dă wizard-ul meu de 4 atât damage, ce să spun. Nu am elixir să pun ceva în față. De ce și-a pus minerul? Ok. Mă apăr cu Elite Barbarii. Mama, acum văd cât damage ne-a dat în stânga. Doar acum am observat. Serios, de ce? Ok, punem aici prințesa. Deci, sigur o să pierd cu acest deck de băieți. Din păcate. Ok, pun Lumberjack-ul apoi. Dar bine, celălalt deck îl aveam puțin mai upgradat, poate de asta am câștigat. Sau, na, totuși, nu știu de ce am câștigat cu celălalt deck. Poate am avut cu echipier mai bun și acei tipi erau level 9. Sunt multe chestii. De ce n-a dat target la Wizard? Logic. A dat target la miner. Și de ce a pus acolo minerul, serios? Ok, fix în videoclip trebuie să primez notificări. Oricum, cu deck-ul de băieți am pierdut, din păcate. Oricum, da, se vede că deck-urile de fete, what the fuck, ce cringe. Se vede că deck-urile de fete sunt mai bune ca cele de băieți. În Clash Royale, cel puțin. Ok, serios, frate, balon de 2? La level 10 ai balon de 2? Cum poți să ai balon de 2 la level 10? Serios. Te rog, perfect, a dat target la... nu e perfect oricum. Oricum, mi-a luat turnul. De ce a dat erosul? Serios. Ok, cred că o să încheie episodul. Și da, vreau să vă anunț cine are ceva chest-uri și chiar vrea să apară pe YouTube. Bine, adică le puteți da acele chest-uri la alți YouTuberi, gen Luca, Body. Sunt, mă scuzați, sunt mulți YouTuberi mult mai mari, dar cine vrea să-mi dea ca să deschid chest-urile sau ceva de genul, da, vă aștept. Da, bine, logică, trebuie încredere, dar cine vrea, da, ok, deci cam atât cu acest episod. Eu am fost Neimo și până la viitoare, numai bine, pa, pa!